Bună, dragii mei, bine ați venit la Taroterapia. Pentru o nouă citire interactivă, vom avea două grupuri și explorăm împreună cum te vede acum persoana care te interesează. Pentru grupul 1 avem acest tarot, tarotul vechii căi. Pentru grupul 2 avem tarotul Gregory Scott. Ca de obicei, vă rog să alegeți cu ajutorul intuiției voastre. Puteți găsi aceste seturi de tarot și alte seturi de tarot, oracole, cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia pe site-ul www.taroterapia.ro. Vă invit să luați de aici doar ceea ce rezonează, pentru că avem o citire colectivă. Este relevant momentul în care ascultați acest mesaj. Să începem! Grupul 1. Sunt aici cu cei dintre voi care au ales tarotul vechii căi. Cum te vede acum persoana care te interesează? Haideți să explorăm. Șase de cupe și un cavaler de cupe. Adică avem de-a face cu multă emoție în această conexiune, în această perioadă. Parcă energia masculină ar încerca să facă lucruri pe placul energiei feminine. Energia feminină, destul de dezamăgită, parcă ezită să se întoarcă, ezită să dea curs invitațiilor venite de la energia masculină. În șase de cupe vorbim despre o conexiune care poate să fie reluată. Vorbim despre două persoane care consideră că s-au întâlnit cu un scop. Vorbim despre o conexiune specială și ea este percepută ca specială de către ambii parteneri și totuși aici pare să se fi întâmplat ceva. Pentru că, iată, energia feminină are brațul întins, însă refuză să se întoarcă, refuză să privească energia masculină. Energia masculină care, iată, parcă încearcă tot felul de variante prin care să obțină un zâmbet pe fața persoanei iubite. De asemenea, energia masculină poate să fie ceva mai vulnerabilă în această perioadă. Energia masculină s-ar putea să vorbească ceva mai tranșant despre ceea ce simte în primul rând. Deci nu doar despre ceea ce crede, ci despre ceea ce simte. Haideți să vedem mai departe. Cum te vede acum această persoană? Această persoană se gândește că tu ai fi într-o situație destul de dificilă, că ești într-o situație destul de inconfortabilă sau că te lupți cu diverse probleme, cu diverse îndatoriri, că trebuie să faci față prea multor opoziții. Dar, de asemenea, această persoană se gândește că tu te uiți către ceva anume, că tu ai un anumit plan. Această persoană vede în tine determinarea de a continua, chiar dacă lucrurile nu sunt grozave în viața ta sau chiar dacă lucrurile nu sunt grozave în această conexiune. De ca și cum această persoană știe că, pe de o parte, îi întorci spatele și îi întinzi eventual cât un deget, de cealaltă parte își închipuie că dacă vei primi totuși mai mult, atunci s-ar putea să accepți această ofertă cu totul. Pentru că această persoană crede în puterea pe care o aveți împreună. Această persoană are încredere că povestea voastră poate să continue, chiar dacă lucrurile nu stau mereu grozav. De ca și cum persoana asta are niște ași în mânecă și totuși aici cineva este în conflict, mai ales în plan interior. Adică de ca și cum
gândurile nu sunt aliniate cu sentimentele sau vorbele nu sunt în acord cu gândurile sau gândurile nu sunt în acord cu faptele. Cineva parcă acționează dintr-un spațiu distorsionat. Mă întreb cum rezonează cu voi până acum? Haideți să explorăm în continuare. Iată, o persoană care se simte blocată, dar așteaptă niște vești pentru a putea să facă un pas, un pas destul de mare. Persoana asta se gândește că există un soi de validare, un soi de răspuns care trebuie să vină de la tine, ascultătorule, care să genereze un progres în această situație. De asemenea, pentru cei dintre voi aflați la distanță, ceva se poate debloca în săptămânile următoare. Parcă s-ar intensifica aici comunicarea dintre cei doi parteneri. Parcă ceva ce părea să fie supărător de static își ia din nou viteză. Explorăm mai departe cum te vede acum această persoană. Această persoană vede în tine un soi de ispitire. Simt că în anumite cazuri persoana asta a încercat să se țină la distanță și totuși ceva cheamă această persoană cu putere către tine. Pot fi amintirile voastre bune, frumoase, pot fi planurile pe care le-ați făcut împreună pentru o familie. Parcă persoana asta este năpădită de tot felul de amintiri în perioada asta. Persoana asta parcă lasă la o parte supărarea, încruntarea, orgoliul și decide să se apropie, decide să facă ceva. În alte cazuri, aici s-ar putea să vorbim despre o situație care a devenit tot mai nesănătoasă. Vorbim despre o situație în care ați început să înțelegeți tot mai mult că persoana asta, oricât ar încerca, de fapt nu va reuși vreodată să facă lucrurile așa cum voi considerați că ar fi normal. De asemenea, mai simt aici că vorbim despre o decizie care se apropie, mai ales pentru acele relații toxice, da? În săptămânile următoare s-ar putea să ajungeți într-un punct în care să faceți o anumită alegere, mai ales dacă sunteți într-o situație complicată. Explorăm mai departe cum te vede această persoană acum. Această persoană vede că tu ai de gând să închizi un anumit capitol, să pui capăt unui anumit episod. Observă de asemenea că s-ar putea ca tu să taxezi un anumit comportament de al său. Această persoană mai observă că începi să ai tot mai mult grijă de tine. Există ceva în înfățișarea ta, în felul tău de a te îmbrăca, în felul tău de a vorbi, în felul tău de a te mișca, ceva ce pare foarte, foarte atrăgător în ochii acestei persoane. Persoană care parcă începe să fie impresionată tot mai mult de felul în care tu pui problema. Explorăm în continuare. Și din nou această idee că energia feminină, hrănitoare, generoasă, conținătoare, atentă, se apropie cumva de acel moment cheie, pentru că s-a săturat să tot aștepte sau s-a săturat să primească tot felul de lecții din partea energiei masculine, fără să primească prea multe lucruri pozitive de asemenea. Deci de ca și cum avem aici de-a face cu o femeie care observă cât de mult s-a implicat, observă cât de mult a interacționat cu partenerul ei și a încercat să repare, a încercat să recreeze, a încercat să dea din ce în ce mai mult și parcă ar înțelege că ce-i prea mult strică și că trebuie restabilit acel echilibru între a da și a primi în această conexiune. Mă întreb cum rezonează cu voi. Până acum avem pe cineva în Scorpion, pe cineva în Taur, cineva în Capricorn, în Balanță, Săgetător,
De asemenea, rac sau fecioară, haideți să vedem în continuare. Iată o întâlnire foarte interesantă dintre regina de Bâte și regele de Săbii. O compatibilitate bună aici, dar și o conexiune între un semn de foc și un semn de aer. Energia masculină va încerca să găsească tot felul de argumente. Energia feminină cere acțiune, cere fapte și cere ca lucrurile să fie făcute diferit. Acești doi oameni au de stat la masă și au de discutat, au de negociat. Această persoană știe că urmează o negociere în această conexiune sau își închipuie că urmează o negociere. Haideți să vedem în continuare cum te vede acum această persoană. Justiția și 10 de cupe. Adică vorbim despre cineva care își va încasa ceea ce are de încasat sau va plăti ceea ce are de plătit, în funcție de ceea ce a făcut până acum. Adică vine vremea recoltei, vine vremea evaluării, vine acel moment în care vor fi spuse lucrurile așa cum stau. Vine acel moment în care adevărul nu mai poate să fie ascuns. În urma unor adevăruri mari, această conexiune s-ar putea să se îndrepte către energia unui 10 de cupe, adică o regăsire, adică timp de calitate petrecut împreună, adică suntem bine în doi și nici nu ne gândim că vrem să fim în altă parte. Un 10 de cupe poate să anunțe o îmbunătățire în cazul acelor relații care până acum au fost mai degrabă conflictuale. Un 10 de cupe poate să anunțe de asemenea o intrare într-o altă etapă. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care au ales tarotul Gregory Scott. Explorăm cum te vede acum persoana care te interesează. Doi de cupe și 4 de bastoane. Acestei persoane îi este foarte dor de tine, ascultătorule. Această persoană este într-o perioadă în care resimte tot mai mult lipsa ta, dacă nu sunteți împreună sau dacă nu sunteți în același loc. Vorbim aici despre o persoană care simte nevoia de tine într-un mod concret. Cineva care vrea să se apropie, cineva care vrea să te îmbrățișeze, cineva care vrea să te sărute. S-ar putea să auziți din partea acestei persoane că vrea neapărat să petreacă timp cu voi, că vrea să aibă parte de momente cât mai romantice. S-ar putea să aveți parte de o invitație din partea acestei persoane. S-ar putea să aveți niște momente trăite așa cum le-ați trăit odată, poate la început. Unii dintre voi s-ar putea să aibă parte de o reluare a poveștii. Așadar, această persoană are mintea plină de tine și de momente calde. Are mintea plină de momente afectuoase. Are acest dor foarte mare și o dorință enormă de a fi în preajma ta. Haideți să vedem mai departe. Avem aici o persoană care s-a simțit amenințată. O persoană care în momentele sale de relaxare s-a întâlnit cu cele mai mari angoase. O persoană care poate că nu a respectat un angajament și se simte vinovată.
O persoană care nu reușește să stea liniștită într-un loc. O persoană care de asemenea consideră că a luat niște decizii bazându-se pe niște informații incomplete sau că a luat niște decizii în niște momente nepotrivite sau plecând de la o ceartă, de exemplu, plecând de la un eveniment neplăcut, cineva s-a pripit. Această persoană este năpădită de regret și remușcare. Până acum avem o interacțiune dintre un semn de pământ și un semn de apă, o interacțiune dintre un semn de foc și un semn de apă, o interacțiune dintre două semne de aer sau o interacțiune dintre două semne de pământ. Avem pe cineva în taur. Haideți să explorăm mai departe cum te vede acum această persoană. Iată, această persoană consideră că tu ai avea cornul abundenței. Această persoană consideră că în viața ta s-a făcut foarte mult loc pentru experiențe noi și satisfăcătoare. Această persoană consideră că tu ai ceva extrem de valoros, că tu reușești să faci ceva, să monetizezi ceva, să aduci valoare. Această persoană se uită către realizările tale sau se uită către un plan de-al tău pe care îl consideră de succes. Această persoană te admiră. Această persoană se uită către tine, pe de-o parte, cu duioșie, de cealaltă parte, cu teamă să nu cumva să îi se taie accesul la ceea ce tu ai din plin. Și mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Avem de asemenea pe cineva în Scorpion și avem pe cineva în Capricorn. Iată aici o persoană care încearcă să se elibereze. O persoană care a ajuns de la statutul de rege la cel de prizonier. Și mă întreb ce s-a întâmplat aici. Și mă întreb oare pentru ce se culpabilizează această persoană în această perioadă, având în vedere că el sau ea vede că ar fi căzut de pe tron sau vede că ar fi căzut de pe ceva extrem de înalt și a ajuns într-un soi de hău pe care nu-l intuia nici măcar în cele mai negre coșmaruri ale sale. Aici putem avea de-a face cu un conflict foarte mare, putem avea de-a face cu cineva care a mințit, a trădat, a înșelat, cineva care a plecat sau cineva care manifestă tot felul de comportamente care mai de care mai nesănătoase sau cineva care a trecut prin niște momente foarte dificile și te-a tras și pe tine, ascultătorule, în vârtejul acelor evenimente. Persoana asta conștientizează că s-a dus foarte mult la vale și încearcă să găsească o modalitate prin care să se întoarcă la ceea ce fusese. Haideți să explorăm în continuare. Iată pe cineva care, dintr-o atitudine nepotrivită sau dintr-o serie de atitudini nepotrivite, a stricat acest tablou de familie. Vorbim aici despre o persoană care poate să fie destul de impulsivă atunci când simte că îi sunt încălcate drepturile. Atunci când persoana asta se simte nedreptățită, când se simte criticată, când se simte în lumina reflectoarelor, mai ales într-un mod negativ, tinde să reacționeze și tinde să reacționeze destul de dur. Persoana asta își spune că a exagerat și că a aruncat pe tine anumite aspecte care țineau, de fapt, de propriul comportament. Această persoană știe că a avut la îndemână niște circumstanțe favorabile pentru a continua povestea cu tine și pentru a contribui la creșterea poveștii voastre și totuși ceva s-a întâmplat.
ceva s-a întâmplat destul de repede, ceva s-a întâmplat într-un mod care a produs foarte multă supărare, dezamăgire, furie, urmată de tristețe. O încărcătură foarte mare în interiorul acestei persoane acum. Haideți să vedem în continuare. Mai avem pe cineva din Gemeni sau din Vărsător. Iată pe cineva care a plecat să caute niște răspunsuri, dar răspunsurile respective erau cumva mai aproape decât și-ar fi închipuit. Această persoană s-ar putea să își dea seama de niște aspecte suplimentare și s-ar putea să ți le comunice, ascultătorule. Această persoană vede că tu rezonezi foarte bine cu ceea ce vine din profunzimea sa. Această persoană știe că tu apreciezi momentele sale de înțelepciune. Această persoană știe de asemenea că tu apreciezi rațiunea sa sau inteligența sa. Adică această persoană știe că dacă reușește să se poziționeze corect de data asta, atunci s-ar putea să îi se facă ceva mai mult loc în viața ta. Din nou mă întreb cum rezonează cu voi. Până acum avem persoane care sunt născute în date, adică zi, lună sau an, care pot conține una dintre următoarele cifre. Cifra 7, cifra 4, cifra 6, cifra 9, cifra 2 sau 1 sau 0. Cum te vede acum această persoană? Iată ce interesant. Cineva care cădea și totuși în ultima secundă a fost salvat, dar și cineva care a hotărât să întoarcă perspectiva sa asupra lucrurilor. Aici mai avem pe cineva din Pești. Vorbim aici despre persoane care sunt născute luni sau joi sau sâmbătă sau duminică. Așadar, persoana asta consideră că la un moment dat tu ai abandonat totul, ascultătorule. Că te-ai lăsat să cazi pentru că nu mai aveai nimic altceva de făcut. Că la un moment dat tu te-ai răzgândit, ți-ai schimbat pur și simplu punctul de vedere. Că ceva s-a schimbat în tine, că sentimentele tale n-au mai fost la fel. Această persoană consideră că lucrurile astea au venit cel mai probabil în urma unui moment de șoc. Ceva te-a mișcat puternic, ceva te-a scos de pe șinele tale. Această persoană știe că a avut un impact major asupra ta și această persoană știe de asemenea că ceva sau cineva te-a salvat, cineva a întins mâna după tine. Această persoană mai știe că nu el sau ea a întins această mână pentru a te ajuta. Și poate că acel regret pe care l-am văzut mai devreme are legătură și cu aceste aspecte. Mai departe, cum te vede acum această persoană? Iată aici un 5 de cupe. Cineva care decide să sufere, dar să se elibereze. Adică, persoana asta consideră că tu, ascultătorule, vei merge până în pânzele albe ca să-ți fie bine. Persoana asta consideră că tu nu te vei mai agăța de iluzii, pentru că ai la îndemână niște soluții concrete. Persoana asta, de asemenea, simte că te poate pierde dintr-un moment în altul dacă nu vine cu ceva semnificativ. Iar acest ceva semnificativ joacă în mintea acestei persoane în permanență. Haideți să vedem mai departe. O persoană care va încerca să se lupte, să își arate forțele, să își demonstreze aturile, să te impresioneze cu banii săi, cu avuția sa, da? Cu, eu știu, colecțiile sale, cu investițiile sale. Cineva care încearcă să-ți creioneze cumva un plan de viitor. Cineva care îți spune că este pregătit să facă față oricărei opoziții. Haideți să vedem mai departe. Există niște lucruri care nu au fost încă spuse aici, în această conexiune. Cineva ține ceva încă ascuns. Cineva încă ține agățată o anumită situație. Și totuși se
secretul vorbește din plin, fără să fie vorbit. Adică, persoana asta știe că în ultimă instanță va trebui să se prezinte în fața ta, ascultătorule, și să declare tot ceea ce corpul său spunea din plin, exprima atât de clar, și că va trebui să-ți dea niște explicații și că poate tocmai aceste explicații vor reuși să deblocheze situația dintre voi doi. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine!